Bună seara tuturor celor care vizionează acest video. Această etalare este pentru relații de trio. Așadar, dacă aflați într-o astfel de ipostază, relație de trio și ați dori să știți ce se va întâmpla în relația voastră, dacă continuă, se termină, alege pe voi, o alege pe cealaltă. E o etalare care am să fac în trei variante, ca să fie puțin mai particularizată. Varianta numărul 1, inimioara roșie, inimioara verde numărul 2, inimioara roz numărul 3. Așadar, alegeți varianta care rezonează cu voi și să vedem ce se întâmplă. Sunt niște lucruri de clarificat aici, să știți, pentru că s-ar putea să aveți un scandal. Legat de un drum aici, poate, plecați pe undeva. Această persoană este... Sunteți cam urmăriți, cam urmărită, deci ar putea să aveți un scandal. Ar veni, vă invită să plecați undeva și să vă treziți că cineva că-l caută sau îl urmărește și poate ieși un scandal, să vă aștepte la întoarcere sau chiar acolo unde ajungeți, să afle cumva. Deci că văd că poate apărea un scandal, un pericol care vine. Că păreți cam urmăriți, cam urmărită. Ori are mașina urmărită, ori voi, orice altă persoană. Haideți să vedem. Varianta numărul 1 roșie, varianta numărul 2 verde, varianta numărul 3 albă. Hai să începem cu varianta numărul 1 roșie. Să vedem ce se va întâmpla în această relație. Vă va alege pe voi sau vă va alege pe cealaltă? Da, e o clarificare de făcut aici. Poate, voi poate aveți de a face și cu o persoană care are mulți bani sau sunt niște bani la mijloc aici, o situație financiară, aș putea să spun. Poate care au împreună vreo o situație materială sau ține foarte mult, depinde dacă sunteți voi soția sau sunteți persoana cealaltă, pentru că are foarte mare importanță și niște bani, o situație materială care o interesează. Știți că o alege pe cealaltă. De ce? Pentru că e multă gelozie și invidie și nu se lasă cealaltă, nu se lasă și are și anturaj. Cu voi poate plecați într-o lună de miere, puteți avea o lună de miere, puteți avea foarte multă iubire și dragoste, poate chiar apărea și un copil la voi. Dacă sunteți soția, s-ar putea până la urmă să se strice, pentru că s-ar putea chiar voi să renunțați. Chiar voi să renunțați, pentru că i-ați oferit prea multe. Văd că se poate anunța o separare. O separare. Se separă de voi și se duce cu cealaltă. S-ar putea să facă o astfel de trecere. Această persoană, cred că nu va renunța nici la voi, nici la cealaltă. Ține de voi. Și ori de voi, ori de cealaltă. Dar niciuna nu păreți că renunța. Și atunci ar putea ca el, la un moment dat, să se separe cumva ca să decidă. Ori amândouă îl lăsați la un moment dat, ori el se va separa de amândouă pentru că fie cu una, fie cu alta are vreo ceartă, vreo discuție. Deci cumva aici îmi văd că nu este chiar clarificat. Deci ar alege pe cealaltă că poate are copil sau pentru că e vorba de o chestiune de anturaj, de prieten, de familie, cum ar veni. Și are foarte mare atracție. Dar și față de voi, cu voi obține foarte multe, din câte văd aici. Da, și voi conduceți totuși, aveți o situație. Cealaltă pare puțin mai, poate mai în vârstă sau poate mai cu voi, deci cu voi dacă îi faceți un copil, pentru că cu cealaltă poate ajunge într-un scandal. Da, e într-o problemă el. El se află într-o problemă, sunt niște secrete. Sunt niște secrete și cu cealaltă posibil că va ajunge la o ceartă, la un scandal. Văd că până la urmă cu voi poate pleca într-o lună de miere. Probabil că ține și de un copil, pentru că voi vă oferiți foarte multe. Cealaltă, poate că pe moment o poate alege pe cealaltă pentru că are ceva de clarificat acolo, dar nu va dura mult, pentru că iese ceartă și scandal, și se întoarce înapoi la voi. Cumva, sau voi sunteți cea care veți lua decizia.
Pe voi vă văd că conduceți această situație, fie că apare vreun copil, că el pare o persoană bună totuși, o persoană generoasă și se prea poate să plecați într-o lună de miere. Deci e o intrigă aici, aici cumva va trebui cumva să o descoperiți, că până la urmă văd că aveți reușită, deci până la urmă, da, apar copii, deci copiii vor juca un rol important. El e puțin cam zăpăcit, deci apar copii, vești, e cam imprevizibil, cumva la pucă în poate că mai bea ceva și atunci vine nebunia și s-ar putea să se rupă într-un astfel de moment cu cealaltă. Da, e foarte stresat pentru că acolo în cealaltă relație poate avea foarte multe certuri și discuții. Foarte multe și pentru copii, dacă are copii, la petreceri, mai are legătură și cu niște petreceri, poate și discuții. Ori are vreo petrecere, are ceva, dar până la urmă se poate rupe de cealaltă și se întoarce la voi. Sau voi sunteți cea care luați inițiativa și la duceți către voi, pentru că voi oferiți foarte multe. Cu voi se bucură, cu voi petrece, cu voi râde, glumește, văd, se distrează. Poate fi și serios, dar cu cealaltă se pare că relația îi mai dă cât o scânteie cealaltă, îl mai atrage, că îi știe cum se spune slăbiciunile, dar iese cu scandal, iese cu neînțelegeri, pentru că sunt și niște intrigi acolo, bârfe, probabil că sau are niște traume, nu se mai prea înțeleg, au ieșit prea multe vorbe între ei. Deci văd aici că această persoană poate inițial o va alege, deci la un moment dat, în relația cu voi, se va duce către cealaltă la un moment dat, sau chiar în același timp cu ambele va sta deoparte, se va retrage, va veni singur. Dar până la urmă, la voi vine, la voi revine, pentru că fie că voi luați o inițiativă, fie că sunteți însărcinată, fie că el nu va putea rezista prea departe, pentru că îl văd că are momente, doze de nebunie. Când mai bea ceva, poate, sau pur și simplu se face dor și nu rezistă. Pentru că aici este vorba și de dragoste. Aici nu mai e dragoste, aici e mai degrabă niște secrete între ei, niște faptul că se cunosc unul pe altul cât de cât cu niște chestii, faptul că au poate prieteni comuni, rude, da, ai sau poate chiar și copii, dar până la urmă văd că acest trio poate duce către reușita voastră. Haideți să vedem și la varianta numărul 2. Așadar, să vedem ce se va întâmpla la acest trio, dacă vă va alege pe voi sau pe cealaltă, care este situația. Vă vin niște vești, să știți, vă caută, vă sună. Și aici apare o situație puțin de singurătate, de... Sunt și aici niște secrete, și aici sunt niște lucruri care trebuie clarificate, și aici sunt multe întrebări, multe, multe, multe întrebări pe care vi le puneți, da? Multe, multe întrebări pe care vi le puneți și va putea să vă dezamăgească. Și deci același extraordinar. Deci același lucru. Ajunge la un divorț. Ori cu voi, ori cu cealaltă. De să ajunge la un divorț sau să nu se ajungă și cu una și cu alta în fața legii. Pentru că iese cu scandal aici. Poate ieși cu scandal, că vă văd foarte dezamăgită și aici pe cealaltă o văd foarte stresată, cu foarte multă teamă, frică. Deci poate ajunge într-un divorț. Cu toate că poate tinde și pe una și pe alta să vă aleagă, dar parcă zici că legea decide, să știți. Aici, pentru că ies niște discuții, vă face scandal cealaltă, poate chiar. Vine și vă face scandal și în felul acesta apare legea și la voi și apare legea și la ca și cum vă face scandal undeva în public, poate chiar, și atunci vine legea și se va certa și el cu ea, bineînțeles. Pe voi vă văd și foarte dezamăgit, orică vă spune, poate să ajungeți într-un moment de ceartă în care el să nu vă spună că mai e cu cealaltă, spre exemplu. Deci cumva alegerea la fel este, încă nu este decis pentru că cu voi văd că vă puteți sprijini, dar vă grăbiți prea mult și graba asta voastră de a fi cu el vă poate duce într-o dezamăgire, într-o suferință, într-o neplăcere. Ori vă faceți iluzii, că nu e, între voi nu e vorba decât de a fi colegi de muncă, de a vă ajuta puțin, de a vă sprijini legat de bani, de câștiguri și vă faceți iluzii, ori el exagerează cu ceva. Cumva aici o exagerare între voi. Dacă cumva o relație de la distanță, atunci poate că voi vă exagerați crezând că
între voi va funcționa, pentru că el are acolo o nebunie, ce are el un anturaj în ce cu cealaltă. Și cu voi nu va fi fericit nici cu voi. Nu-i puteți, nu este ceea ce vă trebuie vouă. Da, uite, am să rupe relația. Chiar vă poate aduce într-o amenințare, să știți. Acum, fie că el, fie că cealaltă, prin felul în care se poartă, vine și vă face vreun scandal, deci cumva vă văd aici că voi vă puteți, vă veți retrage către familie. Da, uite ce suferință. Aici, pentru că vă poate aduce într-un doliu, să știți aici. Această persoană vă poate face să suferiți dacă sunteți căsătoriți. Atunci, asta este divorțul. Este divorțul, dar divorțul acesta poate că trebuie, de aceea e cu legea. Pentru că aici sunt niște bani la mijloc, sau situația materială, casă, ce se împarte. El poate vrea mai mult sau nu vrea să plătească vreo pensie, dacă aveți copii, că vedeți familie cu copii. Sau are vreun viciu, mai aveți de învățat. Deci cumva trebuie să cereți părerea unei haine de stat, văd aici, unei persoane cu funcție, pentru că va fi ceartă și împăcare. Cumva se întoarce la voi, la cealaltă. Deci nu, dar uite cu ce... Ce traume sunt aici de vindecat, sau vine să se răzbune, sau acestea sunt niște situații. Dar văd că până la urmă vă rupeți, vă judecă pentru ceva, vă judecă pentru că ați fost, poate, nu știu, n-ați fost calmă sau n-ați fost prea așa cum a vrut el, nu i-ați oferit ce a vrut el. Deci vă va dezamăgi prin vorbele pe care vi le spune. Și pe cealaltă, bineînțeles, că vede ce a stres, văd că manipulează. Aș putea să spun că această persoană cumva manipulează, nu se decide cu cine să rămână, nu vrea să spună poate nici adevărul din prima, cum trebuie, cumva, dar e poate și puțin agresiv, își iese din fire sau vă scoate pe voi din fire. Deci cumva văd că vă întristează. Aici poate apărea și o suferință, un doliu, ceva. Și singura chestie care poate vă ajută este să vă sprijiniți pe familia voastră, care dacă de părinți, cum ar veni frații, cei de acolo care sunt sau copii, vă vedeți că puteți avea un câștig, un sprijin, dar e totuși un pericol că puteți să vă îmbolnăviți de depresie sau chiar să fie o amenințare aici, o persoană puțin periculoasă, pentru că îl văd că banii, anturajul poate chiar sau un viciu. N-aș putea să spun neapărat viciu aici, când își face, are un anturaj, într-adevăr, poate de distracție. S-ar putea să aibă un anturaj de distracție această persoană și de aceea face așa. Deci trebuie să tratați cu multă seriozitate această situație, pentru că vă duce într-o stare nervoasă, vă duce într-o stare de depresie, vă duce într-o stare de risc pe sănătate. Risc să vă ieșiți din fire, să vă pierdeți calmul sau să vă facă scandalul cealaltă sau el. Și la una și la alta, că văd aici pe ambele variante sunt așa puțin într-un pericol. Și ce acalmează legea, acalmează această faptul că voi tratați cu seriozitate o situație, că aduceți un echilibru cumva aici, poate că veți ieși voi din relație, veți decide voi să rupeți relația, ca să vă puteți vindeca, să vă puteți echilibra. El vă va căuta, e foarte posibil că se va căuta să împace, să vă promită că se face serios, ține foarte mult dacă se va vindeca, pentru că el are o problemă, are probleme, poate nu poate să-l mențină calmul sau are un anturaj și când bea ceva, când consumă ceva, cumva, parcă zici că nici nu spune adevărul, nu spune tot adevărul, cumva se păcălește singur sau păcălește și pe cealaltă și pe voi că totul e sub control, că el vrea să fie să conducă, el vrea să fie un bărbatul, el vrea să nu fie dirijat de o doamnă, de voi, da? Deci el vrea să fie el cel care conduce și acest lucru vă stresează și pe voi și pe cealaltă. Și cealaltă totuși o văd mai puternică, pe voi vă văd puțin într-un pericol, pe cealaltă vă văd într-un pericol. Cealaltă are prieteni, are forța ea, are ea mai multă putere. Haideți să vedem și la varianta numărul 3. Vedem. Pe cine va alege, pe voi sau pe cealaltă? Cu cine va rămâne cu acest trio? Ce se întâmplă? Vești, clarificări și la voi, drumuri, dar și aici este un pericol. E manipulare și aici se vede trădarea, a ieșit foarte clar. E așa o dorință de control, de a controla situația, de a vă ține sub control, acum ar veni să nu cumva să ieșiți din cuvânt.
Da, uite cum vă paralizează aici și pe voi și pe cealaltă, cumva, parcă vă duce într-un blocaj, parcă vă blochează să nu mai vorbiți cu el, să nu mai ia legătura cu voi, să nu mai puteți să-l sunați, sau și la fel face și cu cealaltă, poate, același lucru. Vă sperie, vă ține cumva să nu cumva să-i... Banii șaie și dragostea, va învinge banii și va învinge dragostea și popularitatea, aș putea să spun, sau chiar poate apare ceva nou pentru voi, să știți. Posibil să apară ceva nou, o să vedem. Da, uite cum a ieșit cartea. Deci ce blocaj, ce frică, ce teamă, ce situație este aici. Să știți că are teamă, are frică. Voi s-ar putea să plecați. Voi s-ar putea să plecați. Să faceți o clarificare, să vă luminați, să zic așa, vă vine vreo idee, vreo soluție și voi aveți mai mult respect de sine. Și atunci veți pleca, îl veți lăsa voi. Pentru că v-a blocat, spre exemplu, vă respinge apelul, nu mai vrea să vorbească cu voi. Și atunci voi decide să plecați și să vă vedeți de viața voastră. Cealaltă, în schimb, e într-un pericol. Cealaltă, în schimb, poate fi într-o boală, într-o problemă, sau chiar se răzbună, poate, pe ea. Da, voi plecați, voi plecați. Voi plecați la drum, deci voi plecați la drum. Voi plecați la drum, s-ar putea să vă caute, s-ar putea să vă caute. Deci asta ar veni ca o strategie pentru voi și el s-ar putea să vă caute după aceea. Sau vă găsiți voi pe altcineva. Deci nu cu cealaltă face parte din cum ar veni, e destinul. Destinul e să fiți și cu el, să-l fi cunoscut și pe el, dar de ce să-l cunoașteți pe el? S-ar putea să fie destinul să-l cunoașteți pe el ca să vă dea impulsul necesar ca voi să faceți o schimbare care să vă ducă pe voi bine, departe, să vă întărească, să vă facă și mai puternice. Cealaltă face parte poate din căsnicia sa sau cu care face copil, dar văd că ea aici poate avea un pericol, o văd aici într-un haină de stat, o văd într-un pericol de izolare sau de boală sau niște probleme care le poate avea cu această persoană. Credința aici poate fi, are nevoie într-adevăr de un sprijin, un ajutor, de cealaltă are nevoie de un ajutor pentru că este într-un pericol. Poate fi și legat de sănătate, poate fi și legat, deci s-ar putea să se separe și de cealaltă. Voi plecați, îl lăsați și el cu cealaltă s-ar putea să nu se mai înțeleagă, să-și verse oful nervii pe cealaltă sau cealaltă este deja într-o boală, într-un pericol. Poate chiar să aibă o cădere, să zic așa, nervoasă sau altceva. Da, e un pericol, să știți, e un pericol aici. El nu vă va lăsa, vă va căuta, să știți, s-ar putea să vă caute dacă voi plecați voi. Dacă, în schimb, v-a respins el, atunci nu vă va căuta, dar va încerca să vă facă și cale, poate, prin cineva sau se va răzbuna pe cealaltă. Se va răzbuna pe cealaltă. Iubirea învinge. Dacă e iubirea între voi, vă va căuta. Dacă nu e iubirea între voi, atunci el ca să vă amărască, doar ca să vă amărască pe voi, să vă amărască pe voi, iar voi vă veți găsi iubirea. Posibil să vă găsiți iubirea la drum, undeva la drum. Deci, dacă e iubire între voi, cu adevărat a fost iubirea, știți că voi vă duceți, plecați cum ar veni, faceți o clarificare, că de voi depinde, de drumul ăsta care îl faceți voi și e ca și o strategie pentru voi, cumva, ca și cum voi cum veți conduce și în felul acesta el vă va căuta, pentru că el își va, veți ajunge poate bine, celebră, nu știu, veți demonstra în felul acesta că aveți orgoliu, că aveți mândrie, că voi sunteți mai importantă, pentru că el respectă cumva acest gen de persoană, poate. Poate că pe cea care își arată mușchii față de ea și ea are teamă, atunci ar putea să, și face ca el, atunci ar putea să nu mai iubească, să nu mai respecte, ci doar să continue să o chinuie. Are poate și o această tendință cumva, dar are nevoie de o credință, are nevoie de a fi puțin, pentru că are un blocaj, are, deci că sunt și vrăjfarmece aici la această, cu cealaltă. Poate fi o chestie de karmică, poate fi o chestie care a ținut de ambiția celeilalte, poate că cealaltă a vrut să fie cu el. Da, deci în orice caz aici vă văd, depinde de voi, dar foarte posibil la voi să și plecați și să-l lăsați și să vă vedeți de drumul vostru și cu cealaltă să aibă probleme, să aibă cealaltă chiar să-și
și aibă o problemă mare de sănătate sau să se certe foarte urât cu ea, să se despartă și de ea. Poate fi și acest lucru. El s-ar putea să aibă și probleme cu legea. Are nevoie cumva de un ajutor, poate chiar el, pentru că este într-o dificultate, ori are vreun anturaj periculos. Cealaltă, cumva, dacă mă uit bine așa la ea, ea pare ca un înger pentru el, dar poate că el nu înțelege. Ea îi rămâne alături ca să-l ajute, dar el poate că nu vrea să înțeleagă și o face să suferă. Și ea suferă până când s-ar putea să aibă o problemă. De aceea, cumva, văd aici că vine o chestiune, da, s-ar putea să plece, să suferă, să rămână pot fi și niște, aici pot fi și vorba de magie neagră. Aici s-ar putea să fie vorba o chestie șamanică, magie neagră. Da, cam asta din ce văd aici. Voi sunteți, în schimb, mai puternice și atunci voi aveți altă putere și poate aveți și mai multă calm, mai multă claritate, mai multă luciditate și asta vă face să nu intrați în probleme. Cu toate că aveți și voi, poate, e multă pasiune aici la voi, deci poate fi vorba de o relație care a fost foarte pasională, dar și cu cealaltă. Pe cealaltă o văd din semn de foc. Da, cam asta e din ce pot să spun, dragile mele, dragii mei. O citire intuitivă, generală, bineînțeles, sunt trei variante. Dacă v-ați regăsit, probabil că ceva era din pentru voi în acest mesaj. Dacă nu, nu este nicio problemă, că nu este nevoie să vă regăsiți. Nu este într-o citire generală posibil să se regăsească toate persoanele. Acestea fiind spuse, vă doresc o seară minunată, binecuvântată, la revedere, să iubiți și să fiți iubiți!